Foarte frumoase versetele acestea, dragii mei, și nu știu, să rămâi cu dimensiunea asta extraordinară al Hristosului înălțat, chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel întâi născut din toată zidirea, pentru că prin el au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri, toate au fost făcute prin el și pentru el. El este mai înainte de toate lucrurile și toate se țin prin el. Amin. Și cred că acum câteva duminici spunea ceva interesant Dorin, creștinul este omul care trăiește cu capul în nori. Și bănuiesc că adică cu siguranță se referă la perspectiva aceasta, de a privi la dimensiunea aceasta fantastică, extraordinară a Hristosului înviat, dragii mei. Dar în același timp trebuie să trăiască cu picioarele pe pământ. Și de fapt, lupta creștină, dragii mei, sau poate ceea ce este greu, ceea ce este provocator, este ca noi, nu știu, să gustăm aceste înălțimi, aceste dimensiuni superbe în prezența lui Dumnezeu, a Hristosului care ne-a mântuit și apoi să umble aici pe pământ, printre oameni, printre situații provocatoare și să oglindești chipul lui Hristos. Vi se pare ușor asta? Asta face și epistola către Coloseni. Pavel ne poartă în aceste capitole, mai ales în capitolul 1, la dimensiunea aceasta frumoasă, la perspectiva aceasta a cerului, dar apoi, începând cu capitolul 2, capitolul 3, 4, ne arată într-un fel sau ne provoacă, lăsați totuși ca această dimensiune spirituală foarte frumoasă, care v-a marcat și care v-a transformat viața, să fie concretă aici, pe pământul acesta. Și, dragii mei, provocarea începe de acasă, să știți. Începe de la bloc, începe la serviciu. Toți ochii sunt ațintiți asupra noastră, să știți. Mai ales când tu spui că ești cineva special, că ești copilul lui Dumnezeu. Și am ascultat în perioada aceasta despre această structură de autoritate pe care a lăsat-o Dumnezeu și am văzut despre soți care trebuie să rămână sub autoritatea lui Hristos, să-și iubească nevestele, nevestele să rămână sub autoritatea lui Hristos și sub autoritatea soțului, copiii care trebuie să rămână sub autoritatea lui Hristos și a părinților. Și astăzi, începând cu versetul 22, Apostolul Pavel introduce o altă categorie sau un alt tip de autoritate foarte ciudată, cu care noi nu suntem obișnuiți pentru că nu mai există. Versetul 22, iată ce spune. Capitolul 3, versetul 22, robilor, sclavilor, ascultați în unele lucruri de stăpânii voștri. Foarte interesant. Sclavilor, ascultați în toate lucrurile pe stăpânii voștri pământești, nu numai când sunteți sub ochii lor, ca cei care caută să placă oamenilor, ci cu curăție de inimă ca unii care vă temeți de Domnul. Orice faceți, să faceți din toată inima ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii, voi slujiți Domnului Hristos. Căci cine umblă cu strâmbătate își va primi plata după strâmbătatea pe care a făcut-o. Și nu se are în vedere fața omului. Stăpânilor, dați sclavilor, dați robilor voștri ce le datorați și ce li se cuvine. Căci știți că și voi aveți un stăpân în cer. Și, mă rog, acum, gândindu-ne la această nouă structură de autoritate, ni se pare nedrept, nu? Stai puțin, ok, le înțelegem pe primele, dar cum să introduci și această structură de autoritate la care, dragii mei, ați observat că acordă parcă cea mai mare atenție Apostolul Pavel. Și mai ales pentru sclavi, are, nu știu, vreo 3-4 îndemnuri și pentru stăpânitori mai puțin. Și întrebarea care se pune, domnule, cum? Deci Biblia, Dumnezeu, este de acord cu sclavia? Ce spuneți, dragii mei, este de acord cu sclavia, cu robia Dumnezeu?
La început n-a fost așa, nu? Și de fapt perspectiva asta trebuie să o avem și, dragii mei, cu siguranță că nu Dumnezeu este Cel care a inventat sclavia. Nici n-a avut, nu i-a trecut prin cap așa ceva. Iubirea de aproapele este una dintre învățăturile fundamentale ale Scripturii, nu? Care sunt cele două mari porunci? Să-L iubești pe Domnul cu toată puterea ta, cu toată ființa ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Este loc aici de sclavie și de nedreptate? Nici de cum. Iubirea este una dintre învățăturile fundamentale ale Bibliei și întrucât iubirea este total opusă sclaviei, suntem surprinși într-un fel să citim că în Biblie există această formă de asuprire. Și nu zic că și după perioada Noului Testament a existat foarte mult timp, secole la rând, această formă de asuprire. Interesant că Dumnezeu a permis slujitorilor săi să aibă sclavi, nu? Patriarhii, Avram, ceilalți, Iacov, au avut sclavi. Iar Biblia, de fapt, în Noul Testament găsim un proprietar de sclav. Știți care este? Cine este? Are o epistolă. Pavel îi scrie acestui om, acestui stăpân de sclav, o epistolă. Filimon, da? Și ce sclav avea el? Onisim. Ce a făcut Onisim? A furat. Și a fugit la Roma. Crezând că își face acolo un nume. Și știți ce este interesant? Faptul că așa le așează Dumnezeu, dragii mei. Onisim ajunge în preajma apostolului Pavel, se convertește și știți ce îi scrie Pavelui Filimon? Nu îi spune ceva de genul: mă, acum este fratele nostru în Domnul, te rog să-i dai drumul. Să știți că stăpânul avea drept de viață și de moarte asupra ta, putea să-și dea și drumul, dar putea să și te omoare. Filimon n-avea nicio, nu era condamnat de nicio instituție de pe pământ dacă îl omora pe Onisim. Ce îi scrie, dragii mei, apostolul Pavel lui Filimon? Primește-l înapoi, cu alte cuvinte, în același statut care îl avea înainte, numai că dacă are ceva să-ți dea, trece în contul meu. Și îți voi da eu, dacă are vreo datorie. Cu alte cuvinte, și între creștini găsim această poziție de stăpân de sclav și de sclav. Acum, dragii mei, deci trebuie încă de la început să realizăm faptul că Dumnezeu nu aprobă sclavia, da? Și acum, dacă ne uităm la primele două seturi de relații, soț-soție, părinți-copii, putem vorbi, dragii mei, de relații rânduite de Dumnezeu. În urma creației, Dumnezeu a rânduit acele două tipuri de relații, soț-soție, părinți-copii. Dar atunci când vine vorba de sclavie, nu mai vorbim de relații rânduite, ci Dumnezeu este Cel care intervine și reglementează acest gen de relații. Vorbim astfel despre relații reglementate de Dumnezeu în urma deciziei omului păcătos, dragii mei. Omul păcătos, omul căzut, care i-a dat pe-n cap să facă această, nu știu, această chestiune abominabilă, aș putea să spun, să inventeze sclavia. În urma deciziei omului căzut de a inventa acest sistem, Dumnezeu este Cel care intervine aici, dragii mei, și vrea să reglementeze această situație dintre stăpân și sclav. Pentru că sclavia este ceva care merge împotriva valorii și demnității pe care Dumnezeu le-a pus în fiecare om prin creație. Apoi când s-a început scrierea Bibliei, existau deja aceste structuri, existau structuri sociale și sisteme economice care intrau în conflict cu principiile divine. Deși în legea scrisă au fost condamnate anumite practici existente la acea vreme în societate, Dumnezeu a ales să tolereze câteva, printre care și sclavia. Mai știți alte chestii care le-a tolerat Dumnezeu? Divorțul, da? Și spunea Moise să dea o carte de despărțire și, dacă țineți minte, dialogul acela dintre farisei și Domnul Iisus, păi uite, Doamne, ce a zis Moise, cu alte cuvinte, prin legea sfântă, dacă nu-ți mai place de nevastă, dă-i o carte de despărțire. Care este răspunsul lui Iisus, dragii mei?
La început n-a fost așa ceva. Din cauza împietririi inimii voastre s-a ajuns la așa ceva. La fel este și cu poligamia, da? Patriarhii care au avut mai multe neveste sunt îngăduite de Dumnezeu, nu le-a vrut Dumnezeu, ci omul, datorită păcatului, dragii mei, a inventat așa ceva. Dar Dumnezeu niciodată nu a vrut ca să existe acestea. Acum, dacă e să ne gândim strict la evrei, în sistemul social al Israelului de atunci și Israelul antic, acest sistem social era menit să funcționeze asemenea unei frății, în care în mod ideal nu ar fi trebuit să existe săraci și în care văduvele, cei fără adăpost, străinii, orfanii, nu trebuiau să fie exploatați. Și acum știți că e plin Vechiul Testament, legea lui Moise, de astfel de reglementări, nu? Hai să ne uităm puțin la câteva aspecte din legea dată prin Moise. Sclavia menționată în cadrul legii lui Dumnezeu nu era una opresivă, dragii mei, de felul celei existente în multe țări. În Levitic 25, versetele 39 și 40 se spune așa: dacă fratele tău sărăcește lângă tine și trebuie să ți se vândă, să nu-l pui să facă muncă de sclav, să fie la tine ca un lucrător tocmit, ca un locuitor temporar. Aceasta era o măsură pentru a reflecta iubirea față de cei săraci în Israel, dragii mei. Și Dumnezeu este Cel care intervine și reglementează chiar și chestia asta, sistemul de sclavie din Israel. Apoi, nu exista sclavia caracterizată de cruzime și abuzuri în legea scrisă de Dumnezeu. Nu? Stăpânii aveau voie să-și disciplineze sclavii, însă abuzurile erau interzise. Un sclav ucis de stăpânul său trebuia să fie răzbunat, conform Exod, capitolul 21. Dacă din cauza stăpânului un sclav era mutilat, își pierdea un dinte, un ochi, știți ce se întâmpla? Acel om devenea liber. Apoi știți care este? Dumnezeu a reglementat chestiunea asta și a pus un interval maxim de timp în care putea să fie sclav evreul. Știți care era? În al șaptelea an trebuia să fie eliberat. Ok, viața, neînțelepciunea l-a adus poate în această situație să se vândă ca și sclav, dar Dumnezeu nu îngăduia ca un evreu să rămână în această sclavie, decât în al șaptelea an trebuia să fie eliberat. Apoi, anul jubiliar, în al 50-lea an, li se dădeau înapoi și proprietățile care au fost pierdute tot datorită situației de sărăcie și de sclavie. Așadar, Dumnezeu a fost foarte atent și a reglementat cu atenție și cu dragoste acest sistem la evrei. Când un sclav era eliberat, stăpânul trebuia să fie generos cu el. Uitați ce spune Deuteronom, capitolul 15, versetele 13 și 14. Când îl vei lăsa să plece de la tine ca om liber, să nu plece cu mâna goală. Să-i dai cele necesare din turma ta, din aria ta de trăierat și din teascul tău de ulei și de vin. Cam asta era, dragii mei, în Vechiul Testament. În perioada Domnului Iisus, în plin Imperiu Roman, sclavagismul era și mai pronunțat, dragii mei. Sclavia era practic și larg răspândită în întreg Imperiul. Însă pe măsură ce creștinismul se răspândea, vă dați seama că unii sclavi și chiar stăpâni de sclavi s-au încreștinat și vă dați seama că Apostolul Pavel, prin toate aceste scrisori, vine să reglementeze această relație dintre stăpânul de sclavi și sclav. Dragii mei, însă nici Iisus Hristos, și asta este interesant, nici Iisus și nici apostolii nu au predicat o evanghelie a eliberării sociale. Nu vi se pare ciudat? Dragii mei, Iisus n-a venit și nici apostolii n-au venit să facă așa ceva. Hai să facem o reformă. Acum, vă dați seama, abolirea sclaviei a fost, nu știu, în secolul 19, la început, sfârșitul secolului 18. Vă dați seama că Iisus, spunând apostolul și apostolii de atunci, ar fi putut într-un fel să intervină foarte ferm și într-un fel să obțină această eliberare a sclaviei. Ei nu au încercat să reformeze sistemul existent la acea vreme. În schimb, atât sclavii
cât și proprietarii de sclavi erau îndemnați să se iubească unii pe alții, considerându-se frați spirituali. Aici e clar că Dumnezeu intervine și apostolul scrie în sensul acesta. Acum știți, am stat și m-am gândit de ce totuși Dumnezeu a tolerat chestiunea asta și de ce sclavia a durat atât de mult timp, dragii mei. Mă rog, un sistem total străin nou acum. Și am realizat faptul că există o sclavie, să zicem, invizibilă, în care toți oamenii sunt prinși, de fapt. Știți care este această sclavie, nu? Dragii mei, cea mai teribilă, cea mai grea, cea mai înfiorătoare sclavie care există și în secolul 21 este să fii rob al păcatului și toată lumea zace în această robie, din păcate, nu? Nu știți, spunea Apostolul Pavel în Epistola către Romani, că dacă vă dați rob cuiva ca să-l ascultați, sunteți robii, sunteți sclavii aceluia de care ascultați, fie că este vorba de păcat care duce la moarte, fie că este vorba de ascultare care duce la neprihănire. Apoi alt verset, tot din capitolul 6, dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru că după ce ați fost robi ai păcatului, ați ascultat acum din inimă de dreptarul învățăturii sănătoase. Și iată cum apostolul aduce în discuție și ne vorbește despre această robie teribilă, dragii mei, în care foarte mulți de aici am fost și, din păcate, foarte mulți oameni de pe fața pământului încă stau în această robie teribilă care este păcatul. În robia spirituală sunt prinși toți oamenii. Și nu știu, mă gândeam că pentru noi acest termen de rob nu are rezonanța care o avea pentru o societate de atunci, dar să fii un om care să nu fii liber, să fii prins, să fii stăpânit de cel rău, să n-ai nicio șansă, cred că este ceva teribil. Dumnezeu nu ne-a creat rob, dragii mei, ci ne-a creat ființe speciale, scumpe pentru El, liber să facem orice cu viața noastră. Dar alegerea greșită de a păcătui a primilor oameni, străbunii noștri, Adam și Eva, a condus, de fapt, ca omenirea și noi să ajungem sub această stăpânire teribilă, sub această robie teribilă a celui rău, pentru care noi nu contăm sub nicio formă. Spiritul nostru este captiv, dragii noștri. La nivel spiritual, omul este în sclavia aceasta a păcatului, păcat care înseamnă suferință, păcat care duce la moarte. Dar vine Hristos, dragii mei. Și știți ce este frumos? Dacă e să dăm câteva pagini înapoi la Filipeni, capitolul 2, dragii mei, nu știu dacă ne imaginăm lucrul acesta, dar Fiul lui Dumnezeu, Cel prin care s-au făcut toate lucrurile văzute și nevăzute, El care stăpânea și era nemuritor, spune Scriptura aici, spune Apostolul Pavel, că s-a dezbrăcat pe sine însuși, versetul 7 din capitolul 2, și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. Dragii mei, Hristos alege să devină rob. Și lucrul ăsta este incapabil, noi suntem incapabili să înțelegem, dragii mei. Ce a făcut Hristos atunci când a ales să renunțe la unele prerogative ale divinității sale și să plonjeze aici, pe pământul nostru, pe pământul ăsta stăpânit de cel rău, să devină om? Biblia spune că s-a dezbrăcat pe sine însuși și s-a făcut rob, asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi a celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Iisus Hristos este Domnul. Ca să ajungă la această dimensiune inimaginabilă, să stăpânească peste toată creația, Hristosul înviat, dragii mei, a trebuit să se facă rob.
Și într-un fel acum parcă înțelegem de ce Dumnezeu a permis, dar a reglementat chestiunea aceasta cu robia. Hristos este Cel care a venit, dragii mei, să ne scoată, să ne elibereze din cea mai teribilă robie, aceea a păcatului și a morții. Hristos a venit pentru tine. Unii de aici suntem sclavi, sunt sclavi, să știți. Și în dimineața aceasta e nevoie ca Iisus Hristos să te elibereze. Este singurul care poate să te elibereze. Chiar dacă tu zici, eu îmi stăpânesc viața, îmi merge bine, sunt sănătos, îmi merg afacerile, când mi-o fi mai rău, așa să-mi fie. Spunem noi de multe ori. Dar ești rob, ești prins de cel rău și numai Hristos este Cel care poate să te elibereze din această robie. El poate să te ducă în împărăția lui Dumnezeu și să te facă ce? Foarte interesant, că nu schimbă terminologia. Robia lui Dumnezeu. Roman 6:22. Dar acum, odată ce ați fost izbăviți de păcat și v-ați făcut robia lui Dumnezeu, aveți ca rod sfințirea și ca sfârșit viața veșnică. 1 Petru, capitolul 2, purtați-vă ca niște oameni liberi, fără să faceți din această libertate o haină a răutății, ci ca niște robi ai lui Dumnezeu, să trăiți frumos. Și din nou, parcă, nu știu de ce, în mod intenționat, Dumnezeu a păstrat această terminologie. Bine, suntem și copii ai cerului, dragii mei. Asta a fost un prim aspect, dragii mei. Nu Dumnezeu a inventat sclavia, ci Dumnezeu vine și apostolul vine să reglementeze acest statut. Apoi, ce am mai observat eu, dragii mei, și cred că și dumneavoastră, și în textul acesta, dar și în alte părți din Scriptură, pentru Dumnezeu sunt foarte importante structurile de autoritate. Foarte importante. Nu și-am văzut data trecută acea umbrelă, nu? Dumnezeu Tatăl, Hristos, care se află sub autoritatea Tatălui, bărbatul care se află sub autoritatea lui Hristos și, bineînțeles, ca Tatălui, apoi soția care se află sub autoritatea bărbatului, a lui Hristos și a Tatălui, copiii care trebuie să fie așezați sub autoritatea părinților, a lui Hristos și, bineînțeles, a Tatălui, și astăzi robii, care trebuie să fie sub astăzi, de fapt, stăpânii de robi și apoi robii, care respectă această structură de autoritate. Deci a vorbit de soț, soție, de părinți, copii și astăzi vorbește despre stăpâni și sclavi apostolul. Un alt lucru pe care aș vrea să reținem e faptul că familia primului secol era total diferită de familia de astăzi, dragii mei. Familia secolului 21, știți dumneavoastră, fiecare stă în garsoniera lui sau în apartament cu cel a binecuvântat Dumnezeu. Dacă sunt și copii, slavă Domnului, și cam asta este familia de astăzi. Dar pe timpul acela, ca să zic așa, familia era genul, era o gospodărie din asta mai amplă și ei stau acolo soții, soțiile, copiii, nepoții chiar și în gospodăria respectivă se aflau și sclavi. Bărbatul era cel care avea autoritate deplină, dragii mei, asupra tuturor acestora, și asupra nevestei, și asupra copiilor, și asupra sclavilor. Era cel care, într-un fel, avea, ca zic așa, drept de viață și de moarte. Așa îi permitea societatea de atunci. Era jupânul gospodăriei. Dar ceea ce face apostolul, dragii mei, este să intervină în aceste coduri familiare de atunci și să le încreștineze, să le dea o altă nuanță, nu? Și de aceea avem toate aceste epistole și toate aceste reglementări. Ok, bărbatule, tu ești jupân peste familia ta, dar tu trebuie să oglindești caracterul lui Hristos în gospodăria ta. De aceea trebuie să-ți iubești nevasta. Și nu din gură, ci dă-ți viața pentru ea, așa cum Hristos și-a dat viața pentru biserică. Apoi trebuie să-ți iubești copiii, să nu-i întărâți la mânie. Și apoi trebuie să te porți foarte frumos cu sclavii tăi, chiar dacă legea îți dă voie să le faci orice după buna ta plăcere. Cu alte cuvinte, voi fiți credincioși și reflectați chipul lui Dumnezeu acolo, în societatea aia păgână în care v-a așezat Dumnezeu. N-a venit Dumnezeu să strice acele chestii de atunci, dar într-un fel vine Dumnezeu și poruncește oamenilor de atunci, voi trebuie să trăiți diferiți, să fiți un altfel de model, să fii un protector și un exemplu, tu, bărbatule, pentru toată gospodăria ta. E ceva foarte important, dragii mei, pentru Dumnezeu ca noi
să respectăm structura de autoritate și credeți-mă că nu știu de ce. Dar Dumnezeu ține foarte mult la chestiunea asta. Și oare nu este lucrul la care cădem cel mai des, dragii mei, atunci când vine vorba să ne supunem unei autorități? Cred că cel mai frecvent păcat ăsta este. Să te supui autorității pe care ți-a dat-o Dumnezeu deasupra ta. Heruvimul strălucitor Lucifer iese de sub autoritatea lui Dumnezeu și devine îngerul căzut, dragii mei. Și pierdut pentru totdeauna. Diavolul a fost un heruvim care a ieșit de sub autoritatea lui Dumnezeu și asta l-a dus la pierzare. Adam și Eva ies de sub autoritatea lui Dumnezeu pentru că ascultă de îngerul căzut. Nu știți că dacă ascultați de păcat de cineva, vă dați robi celui de care ascultați? Ei nu au ascultat de Dumnezeu și au ascultat de cel rău. Și de atunci asistăm la tragedia veacurilor, dragii mei, când toată omenirea, din păcate, a intrat sub robia aceasta grea și apăsătoare a celui rău. Provocarea pentru noi astăzi este să rămânem sub autoritate. Bărbatule, rămâi sub autoritatea lui Hristos. Este foarte important lucrul acesta. Soție dragă, rămâi sub autoritatea Domnului și sub autoritatea bărbatului tău. Dragi copii, știu că e greu, mai ales pentru generația asta. Dar spune Biblia, ca să trăiești mult pe pământ, ascultă-ți părinții, rămâi sub autoritatea Domnului și sub autoritatea părinților tăi. Este foarte important, dragii mei, să înțelegem lucrul acesta, că Dumnezeu este Cel care a dat această structură de autoritate și pentru protecția și pentru binele nostru trebuie să rămânem sub această umbrelă de autoritate pe care a făcut-o Dumnezeu. Și iată, am citit din Efeseni, din Filipeni, dragii mei, Hristos este Cel care dă exemplu cel mai frumos și ia chip de rob și se pune sub autoritatea Tatălui, chiar dacă vine în cel mai teribil loc din acest univers, vine pe pământul nostru, se dezbracă de divinitate și se face om. Și așa cum vă spuneam, nu vom înțelege niciodată ce a însemnat și ce suferință a avut Hristos cât a fost om și n-a mai fost divin. Și îmi place atât de mult că au fost versetele acestea din Filipeni și mai sunt câteva versete foarte frumoase în cartea Evrei. Evrei, capitolul 2, versetele 14 și 15, dacă mi-amintesc. Foarte frumoase, în care este descris Iisus, astfel dar deoarece copiii, adică noi oamenii, sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa și El însuși a fost deopotrivă părtaș la ele, pentru ca prin moarte să nimicească pe Cel care are puterea morții, adică pe diavolul. Cu alte cuvinte, dragii mei, Iisus este Cel care s-a făcut rob și a trebuit să guste moarte, așa cum gustăm noi oamenii. De ce? Ca să ne salveze de cel rău, ca să ne salveze de moartea aceasta. Este primul care a devenit rob din această ierarhie divină, tocmai pentru a ne salva din această opresiune a celui rău și pentru a ne salva de consecința teribilă a păcatului și a acestei robii, care este moartea, moartea fizică și mai ales moartea spirituală, dragii mei, că lucrul ăsta este cel mai teribil. S-a supus, a rămas sub autoritatea Tatălui și a fost ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Adevărul că cel mai greu pentru noi este să ne supunem unei autorități pe care Dumnezeu a dat. La ce bombă în toată ziua? Gândiți-vă așa, nu trebuie să te exprimi și în gândul tău. Dregătorii nu sunt buni, părinții nu sunt buni, soțul nu-i bun, soția nu-i bună, vecinii nu-s, șeful nu-i bun, că ajungem acum la aplicația practică, nu? Șefii nu sunt buni, ne exploatează, fac ei nu știu ce, ce e pe hacienda lui. Și cel mai des, din păcate, noi cădem aici la nu ne supune sub autorități. Și când ești de sub umbrela aceea, unde te duci, dragul meu? Ajunge în No Man's Land. Era bine dacă era în No Man's Land.
dar este unul care este vânătorul sufletului tău și care abia așteaptă să ieși de sub umbrela de protecție al Dumnezeu ca să pună stăpânire pe tine și să te piardă. Acela este diavolul. Care este semnificația acestui text pentru noi astăzi? Pentru că nu mai există stăpân și sclav. Așa este, nu? Dragii mei, nu mai există acest sistem, mulțumim Domnului pentru asta. Că Dumnezeu a ridicat oameni de-a lungul istoriei care au luptat pentru chestiunea asta și chiar au și biruit și nu mai există acest sistem odios. Dar principiul autorității rămâne, dragii mei. Structura de autoritate rămâne și astăzi. Principiul este următorul. Sub orice autoritate te afli, orice autoritate se află deasupra ta, tu ești responsabil să scuzi de acea autoritate. Știu că sună aiurea. În democrația noastră și când suntem îndemnați din toate părți să fii liber, trăiește-ți viața, dă-i încolo, vine Dumnezeu și spune că trebuie să te protejezi, să rămâi sub autoritate. Principiul este acesta. Sub orice autoritate te afli, tu ești responsabil să asculți de acea autoritate. Și luăm principiul general valabil și îl aducem în situații specifice, nu? Și exemplul este angajator și angajat. Angajatorul nu este stăpânul tău. Slavă Domnului, nu? Cel care are această autoritate asupra ta de angajator, de patron, de șef, și la stat și la privat este aceeași chestie, să știți. Încă la stat găsești din ăștia mai duri în unele cazuri. Angajatorul nu este stăpânul tău, dar este o autoritate deasupra ta. Și ce îți cere Dumnezeu? Același lucru. Trebuie să asculți de șeful tău, ești responsabil să faci ceea ce spune angajatorul tău și să asculți de el în toate lucrurile. Dar cu presupunerea că ceea ce îți cere șeful tău să faci este după voia lui Dumnezeu și după principiile lui Dumnezeu. Așadar, există și această reglementare, dragii mei. Luăm exemplu, nu? De exemplu, dacă șeful tău spune să faci bani la negru, șeful a ieșit de sub autoritatea lui Dumnezeu și de sub voia lui Dumnezeu, iar tu ești, e normal ca tu să asculți de autoritatea ultimă care este Dumnezeu, și nu trebuie să faci șmecheria respectivă. Dacă ești contabil creștin, nu? Și șeful spune, bă, statul ne ia prea mulți bani, hai să declarăm venituri mai mici, ca să fie impozitul mai mic. Tu ce trebuie să faci atunci? Șeful tău, dându-ți chestiunea asta, a ieșit de sub autoritatea lui Dumnezeu, iar tu ești chemat să asculți de autoritatea ultimă, care este Dumnezeu. Apar tensiuni? Dragii mei, e o situație foarte delicată. Ce faci dacă ești contabil creștin și ai 5.000 de euro pe lună? Exagerez. Și ești provocat cu asemenea chestiune. Bă, dacă n-ascult, pierd salariul ăsta bun și locul ăsta de muncă bun. Ce faci? Așadar, tensiunea este una foarte mare. Să asculți de Dumnezeu sau să asculți de cel care are autoritatea asupra ta, dar care nu-L cunoaște pe Dumnezeu. În sistemul sclaviei, dacă stăpânul cerea ceva împotriva voiei lui Dumnezeu, sclavul avea două opțiuni. Acela să asculte pe stăpân și ascultându-l pe stăpân căpăta bunăvoința lui sau mai știu ce favoruri, dar din păcate ieșea de sub autoritatea lui Dumnezeu și păcătuia astfel împotriva lui Dumnezeu. Sau dacă alegea să asculte de Dumnezeu și n-asculta de stăpânul lui, iarăși două posibilități, pedeapsa sau chiar moartea, dragii mei. Gândiți-vă la, îmi vine acum în minte momentul acela, Iosif, nu? Sclav în Egipt. Omul ăsta avea minte în cap, l-a binecuvântat Dumnezeu și Potifar l-a angajat întâi, nu știu, să-ți dea cu aspiratorul, dar văzându-l foarte fâșneț, devine un administrator al casei lui Potifar și se întâmplă chestiunea aia, nu? Că nevastă sa se dă la el și este provocat Iosif să ia o decizie foarte importantă. Bă, asta e, dacă mi-este bine mie și copiilor mei, rămân aici, asta e. Departe de casă, departe de părinți și poate, nu știu, în gândul lui sigur, nu? Dar mai zicem noi când suntem așa, când soarta ne duce în locuri din astea, bă, și Dumnezeu m-a uitat. De ce să nu-mi fac viața eu bună? Și Iosif, dragii mei, fuge din acea ispită, știți ce se întâmplă? Este băgat la pușcărie și stă, nu știu, vă 14-15 ani. Nevinovat, dragii mei.
De ce? Pentru că n-a ascultat de stăpâna lui. Ce s-a întâmplat cu el? Nu știu dacă ați urmărit desenul animat, foarte interesant. În pușcărie, când stătea acolo și era nedreptat, era o nedreptate, vă dați seama. Este un cântec pe care face autorul desenului animat foarte frumos, în care Iosif își exprimă într-un fel nemulțumirea. Dar cântecul se termină cu speranța aceasta. Doamne, Tu totuși știi mai bine ce se întâmplă cu viața mea. Ce ajunge, dragii mei, Iosif? Fiindcă a ales să asculte atunci de autoritatea supremă care era Dumnezeu și nu de autoritatea vremelnică care era soția lui Potifar. Ce a ajuns? Al doilea om după faraon, dragii mei. S-a salvat pe el, familia lui și toată națiunea evreilor. De ce? Pentru că omul a ales să fie ascultător și a rămas sub autoritatea lui Dumnezeu. Dar sistemul de astăzi, democratic, patronat, angajat, sindicat, ce opțiune avem? Dacă șeful îți cere să faci ceva împotriva voiei lui Dumnezeu. Slavă Domnului că nu trăim în sclavagism și nu ne bate nimeni și nu ne omoară nimeni, da? Opțiunea este de a încerca, nu să discuți poate problema respectivă, ilegalitatea sau chestia aceea imorală și să cauți să ajungi la o chestie. Mă, nu se poate, nu e normal. Nu facem așa, călcăm legea. Și dacă obții acordul șefului, ai scăpat, nu? Dar, dragii mei, uneori trebuie să-ți dai și demisia. Să te duci în altă parte. Dacă vrei să rămâi credincios lui Dumnezeu și să rămâi sub autoritatea lui Dumnezeu și dacă vrei ca El să te protejeze și chiar să te binecuvânteze. Așa cum l-a binecuvântat și pe Iosif. Problema apare atunci când creștinul se conformează și spune, mi-e frică de șef, mi-e teamă să-mi schimb locul de muncă, aici sunt bine plătit și alege să asculte și să aprecieze mai mult pe șeful nedrept și îi spune nu lui Dumnezeu. Și este o tragedie asta, pentru că Domnul este Cel care promite că dacă noi îl cinstim pe El și El ne va cinsti pe noi și ne va binecuvânta, dragii mei. Dragii mei, știu că viața te duce în furca edenică, într-o răspânte și într-o cruce, ca să zic așa, foarte grea. Și mie vine ușor să spun de aici, de la... Și nu știu, mă rog ca Dumnezeu să mă ferească de așa ceva. Dar, dragii mei, ultima decizie trebuie ca noi să alegem să fim ascultători de Dumnezeu pentru că El vede nascuns și ne va răspăti nascuns pentru că ajungem la un alt aspect pe care îl întâlnim sau scuza pe care noi o găsim. Ei se fac că ne plătesc, noi ne facem că muncim. Nu? Și asta e o chestie așa de dorel din ăsta românesc. Și normal, dacă ești să te gândești, nu vreau să intru în detalii de genul că aceeași muncă pe care o prestezi în România este remunerată cu 2500 de lei și în Germania, de exemplu, e 1500 de euro. Vă dați seama, discrepanța este urea. Aceeași muncă. Și aici nu mă bag eu la cum a gândit fiecare stat, politica financiară, a forței de muncă, dar când ești angajat aici cu 2500 de lei pentru că așa ai semnat, ești dator să faci aceeași muncă ca pentru 1500 de euro. Știu că sună nedrept. Și să nu o faci de ochii șefului. Că aici este chestia. Ei se fac că ne plătesc, noi ne facem că muncim și vă dați seama, e o frenzie, vine șeful, inspecția. Văruiam tot semeaua când s-a auzit. Bă, vine inginerul de la zi și făceam curat, aspiram, străluceau toate alea pe acolo. Că venea șeful, cum ar veni. Cu alte cuvinte, când ești angajat, nu face o lucrare, dar când șeful este de față sau să o face așa cum nu trebuie, superficial, iar când nu este prezent, să nu o faci deloc sau să o faci de calitate inferioară. Deci când vine șeful, tu dai toată silința și ești cel mai bun dorel, dar când lipsește el, dă-l încolo și așa e puțin. Și atâta chestie. Dragii mei, legislația nouă ne permite negocierea salariilor, nu? Dar dacă am semnat contractul de 2500 de lei, cum vă spuneam, trebuie să muncim și avem responsabilitatea ca să muncim ca pentru 1500 de euro de afară. Sau poți să alegi un alt loc de muncă mai bine plătit. Acum, dragii mei tineri, cartea e grea uneori. E foarte provocator, nu mai suntem un învățământ din România. Dar vreau să vă spun ceva. Perioada asta, nu știu, 17-22 de ani,
este cea mai importantă din cariera voastră. Dacă ai carte, ai parte, ai euro. Dragii mei, adică dacă înveți așa, treci ca gâsca prin apă, termin profesională și ce ajungi? Te exploatează ăștia cu minim pe economie. Acum, dragii mei, nu vreau, sunt care au terminat profesională și sunt foarte bun constructor, foarte bun mecanic auto și câștig 1000 de euro. Nu vreau să bag pe toți în aceeași categorie, dar vă spun, este un dat chestia asta. Bă, dacă ai facultate, câștigi mai mult. Te bagă și în altă grilă din prima. Adică nu ești la 1500-2000, când ai facultate, bagă la 2500-3000 la început. Bă, câștigi 1000 de lei. E ceva. Investiți în a vă forma profesional în perioada aceasta, chiar dacă vi se pare că este greu și chiar nedrept. Pentru că atunci vei ajunge să câștigi mai mult. Și apoi, dragii mei, revenind la chestia asta cu a-ți face datoria la muncă, cu inspecție sau fără inspecție de la șef, e o chestiune de etică și de raportare a ta la Dumnezeu. Șeful nu te vede, dar Dumnezeu te vede. Și de aceea, într-un fel, și e clar că de asta spune aici apostolul să faceți totul ca pentru Domnul, indiferent de situația în care te afli. Așa vei progresa. Dragii mei, n-are cum. Dacă tu îți faci treaba, indiferent că e șeful prezent sau nu, tu îți faci treaba cu sârguință, cu, mă rog, cu profesionalism, n-are cum să nu te remarce nimeni, să nu, de la 2500 în timp să nu ajungi la 6000 de lei. Întotdeauna, când ești meseriaș, ești răsplătit. Nu există așa ceva. De ce? Mai ales când rămâi credincios de Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu vede nascuns și El este Cel care te răsplătește tot nascuns. Și primești promovarea, primești, bă, te cheamă direcția. Bă, Popescule, ești băiat fenomenal, uite, ne-am hotărât, te facem șef de atelier. Dacă ești sângunicios. Acum, nu știu, Lax este în sală, el e povestea americană de succes. El a făcut liceu sportiv, a făcut armata pe la Asia Buzău, a jucat fotbal, dragii mei. Și când a venit în coace, oțelul nu l-a angajat, că avea alții mai buni. Și Lax era în situație, bă, ce fac? Și-a luat Ștefănica în șantier. Știți ce s-a angajat? Muncitor necalificat la sudură. Și căra săracul Lax iarna șlafurile alea grele, furtunele alea. Și le ducea la nu știu ce cotă pe navă, se mai băga și la dublu fund. Mă, dar și-a făcut treaba. A învățat sudură, a început să împrietenească cu ea de la CTC. Veneau, CTC-ul vine să controleze sudura ta. Și a intrat în contact cu șeful de la CTC și a văzut că e băiat valabil, sârguincios, își face treaba și a zis, bă, Marian, tu nu vrei să vii la CTC? Bă, da. Și a ajuns la CTC. Un loc mai căldus, stăteai în baracă, erai cu rânghenul, veneai cu altceva, nu? Nu aveai pufoaica murdară de vaselină și de funigine. Și puteai să fii și civil. Și a stat Lax acolo până a ajuns, nu știu, șeful chestia cu CTC. Și l-a chemat directorul într-o zi, directorul meu, și a zis, băi, Marian, n-am cum să te promovezi, tu n-ai școală. Fă și tu o facultate. Și Lax a apucat la 35 ani și a făcut facultate. Nu știu, tehnologia sudură, nu știu ce a făcut el. Și l-a făcut director pe confecționat 1A. Cei care ați lucrat în șantier știți despre ce e vorba. A fost atent cu ceea ce a făcut. A fost un băiat credincios lui Dumnezeu. Și Dumnezeu l-a binecuvântat. Acum, nu știu, în primii 3 directori, habar n-am. E mare. Dar Dumnezeu l-a ridicat, dragii mei. Și, mă rog, am folosit exemplul ăsta pentru că îl știu și chiar este un mod în care Dumnezeu te poate binecuvânta atunci când ești ascultător de El. Orice angajator serios, dragii mei, atunci când vede că ești meseriaș, n-are cum să nu te recompenseze și să țină de tine. Este imposibil lucrul acesta. Dar cel mai important este să placi lui Dumnezeu și cel mai important este motivația, dragii mei. Și acum, știți, este un verset foarte interesant în Eclesiastul. Am mai văzut o deșertăciune în lumea asta, zice Eclesiastul, că fiecare iscusință la lucru, adică când ești meseriaș într-un domeniu, fiți atenți, știți care este motivația sau baza de ce sunt oamenii meseriași? Ci că fiecare iscusință la lucru își are temeiul, își are baza numai pe pisma unuia asupra altuia. Ați întâlnit asta? Când ești meseriaș sau când vrei să devii, să performezi, doar să demonstrezi celuilalt sau celorlalți că tu ești meseriaș, ești mai bun decât ei.
Și când vine șeful și îți place ca șeful să te... îi mai părăși pe aia, mai defilezi ca mine nimenea, și motivația este greșită chiar dacă ești foarte competent. Și nuanța asta vreau să o aduc în discuție, dragii mei. Ești foarte competent, dar motivația ta este una greșită. Vrei să demonstrezi ceva, că ești tu cineva, să apar, nu știu, la panou de onoare, să te aprecieze șefii, să facă plecăciuni ceilalți colegi înaintea ta. Și mă rog, eu am lucrat în combinat la acționari și era o concurență și era amuzant să privești la ei. Și mi-amintesc și acum, Neațocu, sper că nu te uiți. Categoria a șaptea avea. Și ăsta, ca să se dea mare, a oprit, dragii mei, a făcut la un releu, nu știu ce chestie, s-a oprit linia. El era turat de noapte, a fost turat de zi, turat după amiază și a venit el iar la turat de noapte. Și s-a dus acolo în acționar și a dat drumul la linie. Bravo, Țoc, ești meseriaș. Mă rog, l-a prins până la urmă inginerul de sistem, nu știu cum, până la urmă l-a prins și... Dar chestia asta, să demonstrezi celorlalți că tu ești cineva, ca tine nimenea, și să-ți găsești într-un fel aprecierea și, nu știu, poate, și chestia asta de siguranță personală în astfel de lucruri. Doar pentru a ieși în evidență în fața șefilor și Popescu e maestru, băi, mă fac și eu. Cum? Popescu s-a zis, băi, mă duc și eu. Cum să fii Popescu maestru și eu să rămân aici? Ați întâlnit asta? Frate Ion, cu siguranță, la iug acolo este imposibil. Era, dragii mei, o concurență din asta. Dacă ăla face ce fac și eu și a luat Duca calculator de 5.000 de lei, Țocu a vrut de unul de 6.000 de lei. Ce are? Era, nu știu, Pentium 4 pe atunci. Maxim, fă un sistem cu Pentium 5. Mai bun. Din nou, spiritul ăsta concurențial. Nu faceți nimic din duh de ceartă sau din spirit concurențial. Ăsta este contextul din Filipeni, dragii mei. Când se dă exemplul Hristos care se face rob și se supune și este ascultător până la moarte. Mai țin minte, aveam un coleg foarte priceput, la categoria 5-a, știa acționar și automatizare la perfecție. Și el voia să demonstreze inginerul de sistem că el este meseriaș. Când apărea un defect din ăsta ciudat, greu de rezolvat, venea șeful de atelier să plocuna. Bă, te rog frumos, hai să o rezolvăm. Să vină inginerul. Și el mânca semințe. Țin minte, era așa foarte infatuat. Avea un băiat de categoria 1, căra geanta, îi aducea apă, îi făcea cafea. Era așa un fel de... Foarte meseriaș, dragii mei. Un băiat sclipitor. Din păcate, alcoolul. Și mă rog, era gen, băi, incompetenților, m-am săturat, mă, să vă țin pe toți în spate. Toți electricienii de la LBC Ajutați, îi țin-o în spate. M-am săturat, mă, de voi. Și alcoolul l-a distrus, dragii mei. Și a pierdut familia și a devenit și incompetent. Că atunci când îți bei mințile, nu mai poți să faci treabă. V-am prezentat câteva exemple să înțelegem, dragii mei, este un principiu. În primul rând ăsta, stai sub structura de autoritate făcută de Dumnezeu ca să fii protejat. Este spre binele tău. Când ieși de sub umbrela lui Dumnezeu, te expui la cel rău. Și apoi, faceți toate lucrurile ca pentru Domnul, nu pentru oameni. Motivația este foarte importantă, dragii mei. Și atunci când ești foarte competent, că poți să investești, să fii mânat de ambiție personală, să demonstrezi ceva ca tu să devii meseriaș. Să arăți celorlalți ceva. Dar pentru Domnul este important ca tu să ai o motivație curată și să faci toate lucrurile cu teamă de Dumnezeu în ascuns. Pentru că El este Cel care vede în ascuns, dragii mei. Și Dumnezeu este Cel care nu răspătește ascuns, răspătește chiar foarte vizibil. Nu ați observat că cele mai puternice discipline spirituale, atunci când vine vorba de rugăciune și de post, ce spune Iisus? Tu când te rogi, nu te ruga pe stradă sau audă oamenii cât de spiritual ești, ci du-te în cămăruță și închide și ușa și roagă-te pentru că Dumnezeu care vede în ascuns îți va răspăti. Tu când postești, nu ia fața aia de obosit, de amărât, eu postez, nu mănânc, ci bărberește-te, parfumează-te, fii mai vesel ca de obicei. De ce? Pentru că tu postești în ascuns ca să vadă Domnul în ascuns și El îți va răsplăti. Cam asta, dragii mei, ar fi pe scurt ceea ce am vrut să spun astăzi. Bineînțeles că sunt foarte multe lucruri de adăugat,
Dar cel mai important este, dragii mei, să rămânem sub autoritatea divină spre binele nostru spiritual și să facem toate lucrurile ca pentru Domnul. Haideți să ne ridicăm și să ne rugăm.